Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Izabela Marinescu și suntem la o nouă ediție emisiunii Parenting 21. Că trăim într-un secol în care copiii nu mai pot fi crescuți după ureche și nu mai pot fi tratați cu leacuri băbești, asta știm cu toții. Există foarte multă informație în nemăsuratul acesta pe care îl numim internet, dar parcă cu cât căutăm informații din mai multe surse, cu atât suntem mai confuzi și ni se pare că nu mai știm ce metodă să aplicăm pentru bunăstarea și sănătatea copiilor noștri. Așa că singura soluție este întreabă medicul, întreabă specialistul. Așa cum v-am obișnuit în platoul emisiunii Parenting 21, aducem specialiști. Bună seara, doamnelor! Bună seara! Doamna doctor Ana Maria Apostol, medic primar ORL și Irina Olteanu. Tu ești redactor și stage and speaker planner. Mi-a plăcut foarte mult această titulatura ta, pentru că acum online-ul coboară foarte mult în offline și foarte mulți părinți participă la evenimente. Tu organizezi evenimente, iar doamna doctor vine și participă și explică părinților la astfel de evenimente. Spune-ne, care-i povestea ta? De ce organizezi tu evenimente pentru părinți? Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu alături de voi. Cred că povestea mea a început la QBB, evident, în domeniul parentingului, în urmă cu 5 ani jumătate, când am fost redactor și între timp a apărut și al doilea job, ca să zic așa, tot în cadrul QBB, acela de stage and speaker planner. Sună puțin complicat, dar în esență nu fac decât să mă ocup de organizarea și identificarea celor oameni care sunt de calitate și de interes pentru invitații de la seminariile noastre. În ultimii 2 ani ne-am ocupat de aceste seminarii pe care lumea le cunoaște sub denumirea de Școala Părinților Responsabili. Avem deja aproape 20 de seminarii la activ, ca să zic așa. Încerc să identific, în primul rând, în funcție de tematică, fiecare seminar are o anumită temă. De exemplu, acum pe 31 mai va avea numele de ora de alimentație și automat ne adresăm cu privire la subiecte despre alimentație, deci și invitații vor fi specializați în domeniul alimentației. Avem 2 medici nutriționiști și o doamnă care e consultant în nutriție. Deci îi așteptăm cu drag pe părinți, cu ocazia aceasta le spunem. La Teatrul Elisabeta va avea loc între orele 17 și 20 pe 31 mai. Că tot povesteam despre seminariile acestea, să vă spun un pic așa ca și niște statistici, nu știu cât de relevante sunt. Până acum am reușit să strâng 60 de specialiști din diverse domenii, deci nu sunt doar medici sau nutriționiști, am avut și psihologi și medici ORL și pediatri. Încerc cumva să identific nu doar oamenii care sunt foarte bine pregătiți, dar și oamenii care știu să vorbească și să explice foarte bine și să și prindă la public, ceea ce e un pic de dificil. Pare simplu așa în teorie, dar în practică e un pic mai dificil, că oamenii au ajuns să înțeleagă altfel, să privească altfel informațiile decât în trecut și să și cunoască mai multe lucruri, adică sunt conștienți dacă omul pe care îl aduci în fața lor este sau nu bine pregătit și are niște informații valoroase de oferit. Doamna doctor, de ce mergeți la astfel de evenimente? Pacienții oricum vin în cabinet, vă faceți timp să le explicați acolo sau preferați să vă expuneți părerea și expertiza în fața unui grup mai mare? Din păcate, timpul alocat în cabinet, alocat pacientului, este scurt. Timpul cele 20 de minute de consult, eu trebuie să-i consult, trebuie să le dau rețetă. Și nu am timp să le explic de ce le dau acea rețetă, de ce le dau atâtea medicamente și care sunt cauzele și mecanismele prin care a trecut corpul lor să facă acea boală. Și de aceea trebuie să stau să explic mult mai mult decât consultul. Și atunci, oamenii în general, în zilele noastre, sunt inteligenți și caută informații peste tot. Dacă nu reușesc să le obțin în cabinet, caută într-adevăr pe internet sau prin astfel de prezentări. Și de aceea încerc și eu să fiu cât mai utilă omenirii, nu mai să dau o rețetă, să fiu medic, pur și simplu să încerc să le explic anumite cauze care au dus la acea boală pe care o suferă, că poate, dacă înțeleg cauzele, încearcă să evite cauzele favorizante bolii și atunci nu mai fac boala. Și de aceea am ajuns să particip la astfel de evenimente, pur și simplu să stau să explic omului mai în
detaliu să înțeleagă. Pentru că e foarte greu. Medicina e o știință destul de greu de băgat, de asimilat și destul de greu de dovedit și ea s-a dezvoltat încetul cu încetul și în fiecare zi și noi medici în fiecare zi învățăm că vedem, descoperim de la an la an că mecanismele care au fost anul trecut, câțiva ani în urmă descoperite, acum sunt altfel. S-au modificat teoriile de acum 10-50 de ani, teorii moderne. Deci și noi învățăm și aceea și noi trebuie să învățăm pe oameni la rândul lor ce se întâmplă cu corpul lor și de ce fac acea patologie și acea boală și de ce le dăm tratamentul respectiv. Că sunt foarte mulți oameni, vin în cabine la mine și îmi spun direct, eu nu iau medicamente. Eu mă fac bine fără medicamente. Ok, trebuie să le dovedesc că acele medicamente chiar aduc beneficii organismului, nu le dăm degeaba. Și nu am timp, de multe ori nu am timp să le explic toate informațiile pe care vreau, trebuie să le explic, să le dau anatomie, să le explic mecanisme fiziopatologice, să le explic reacțiile adverse, ce reacții adverse pot să apară la orice medicament, inclusiv aspirină pot să apară reacții adverse într-un eșantion de 10 oameni, 5 oameni pot să aibă reacții adverse, n-ai de unde să știi, trebuie să le explic și aceste situații. Și atunci mă duc în afara cabinetului lui și încerc să le explic prin internet. Sunt mai multe forme de a explica. Particip la astfel de prezentări. Mi-am făcut inclusiv și un blog www.alertaorele.ro se numește. Pe acel blog este pentru oameni. Nu este pentru medici, nu este pentru oameni de știință, este pentru oamenii normali. Am explicat, am făcut câte un articol despre fiecare boală posibilă care poate să apară în sfera orele. De exemplu, otită, rinită, faringită, amigdalită, ideea de polipi. Așa am explicat în termeni populari, în termeni nu neapărat medical, să înțeleagă omul de rând. Pentru că dacă explic în termeni medical, în termeni anatomici, nu toată lumea înțelege și atunci degeaba nu mi-am făcut, rolul meu s-a dus, nu am explicat mai nimic. Și în acel articol le-am dat anatomie, le-am dat fiziopatologie și le-am dat idei de prevenție, nu idei de tratament. Toată lumea caută, sunt foarte mulți oameni și toți, sunt foarte mulți oameni bolnavi în zilele noastre. Și nu au acces imediat la medic. Suntem și noi, deci am foarte mulți pacienți care mă solicită și vor să vină, dar nu au loc unde, nu au loc de programare. Și atunci încerc să, pur și simplu, până ajung la medic, să le dau niște idei de prevenție și de a trata, de a, ușor de a se îngriji ca să poată să supraviețească câteva zile până ajung la medicul specialist. Dar în articolele acestea, că spuneați că ați tratat fiecare afecțiune, să spunem, din sfera dumneavoastră de competențe, nu există și pericolul autodiagnosticării? Adică se dau acolo niște simptome, nu? Și omul imediat simte, parcă dacă mi-a curs nasul așa sau m-a durut capul sau urechea, s-ar putea să am asta și mă și tratez singur. Există pericol, dar degeaba se diagnostichează că nu știu care este tratamentul. Noi le oferim niște informații ce ar putea să fie într-adevăr, dar acele simptome pot să apară în boli diferite. De exemplu, cursul nasului. Scurge nasul, poate să apară într-o rinită alergică, într-o alergie sau într-o răceală. Și n-ai de unde să știi care e până nu vii la medicul specialist să te consulte. Deci, pe la urmă, tot consultul, deci noi oferim pe net, pe internet, că mulți medici scriu. Și am avut mare grijă să scriu informații pe care le scriu ca astfel încât pacientul să nu se autodiagnosticheze și să nu se autotrateze. Pur și simplu să le dau niște idei de niște idei de cauză ce ar putea să fie, dar le sfătuiesc la sfârșitul articolului, spun consultul orele al medicului specialist contează, el dă un diagnostic clar și un tratament clar. Deci eu v-am dat doar niște idei să vă să vă ghidați cam ce problemă anatomică ar putea să fie. Dar durerea de cap, de exemplu, poate să aibă multe, multe motive și poate să fie datorită sinuselor, datorită unei nevralgii, datorită unei migrene. Am dat, de exemplu, pe blogul meu, sunt 3 articole în care am vorbit despre durerea sinusală, durerea migrenoasă și durerea nevralgică. Sunt asemănătoare, dar sunt anumite detalii care le diferențiază și trebuie să citești destul de atent. Dar până la tot noi, medici specialiști, punem diagnosticul și investigațiile paraclinice care se fac. Adică pe lângă un examen clinic trebuie să faci și investigații paraclinice. Irina, tu ești și redactor și scrii și articole pe teme medicale. Sunt și articole de opinie, să spunem, din experiența ta sau întotdeauna ai și părerea specialistului?
Depinde. Uneori, într-adevăr, sunt și redactor de 5:30, încerc pe cât posibil când este o temă mai delicată. De exemplu, că acum, că a și vorbit Ana, am avut un articol în care se punea sub semnul întrebării de către un studiu dacă este indicată administrarea dexametazonei în aparatul de aerosol pentru copii. Și era un pic controversat. Adică când sunt situații de genul acesta, prefer cumva să păstrăm obiectivitatea și să avem un specialist care să-și spună părerea. Noi nu, automat fiind publicație, nu avem rolul de a îndruma și sfătui pe nimeni, decât de a oferi niște informații și pro și contra. Până la urmă, fiecare părinte decide ce e mai bine pentru copilul său. Până la urmă, examenul clinic decide și medicul decide. Da. Părintele vine la medic, la medic pediatru, la medic orelist și la urmă, medicul decide și el este în măsură să-i explice atât de bine pacientului, astfel încât să înțeleagă de ce i-a dat tratamentul acela. Și aerosolul cu dexametazon. În unele cazuri eu le dau. În unele cazuri funcționează foarte bine. Dar eu trebuie să-i explic într-adevăr părintelui că nu are reacții adverse. Reacția de care scrie pe internet, că îi face copilului bine și de ce îi face bine. Deci ideea e că și de aceea eu încerc să explic. Tu ca doctor nu trebuie să dai pacientului rețeta, du-te, ai încredere în mine, pentru că pacientul niciodată nu va avea încredere în tine. Tu capeți încredere dacă explici omului ca la un prieten. Uite, îți dau așa că așa e cel mai bine pentru tine în cazul tău, nu pentru mine, pentru tine în cazul meu. Și adevăr, redactorii oferă niște informații obiective. Poate să ia în același articol, nu toți, în același articol, poate să scrie părerea unui medic care este contra acelor aerosol și părerea unui medic care este pro acelor aerosol. Pacientul culege ce informații dorește, dar nu are capacitatea necesară el să spună clar, da, eu nu vreau aerosolia sau eu vreau aerosolia aceea. Medicul trebuie la obiect, în timpul examenului clinic, să explice de ce ar funcționa chiar și n-ar funcționa. Avem genul acesta, am câteva articole unde subliniez în mod special în încheiere că până la urmă autoritatea supremă rămâne tot la atitudinea unui specialist, fie el medic, psiholog, psihiatru sau altceva, pentru că noi n-avem decât rolul de a fi o sursă de informare. Specialistul e cel care pune un diagnostic și stabilește tratamentul. Și medicina nu se face pe internet, nu se face pe telefon. Trebuie neapărat examen clinic, trebuie să vezi copilul. Și durerea de ureche. Îmi vine copil în cabinet cu durere de ureche și mă uit în urechea lui, nu se vede nimic, nu se vede dop de cerume, nu se vede o dită medie. Îl trebuie, părinte, ce ați făcut cu un bebeluș, ce ați făcut? Păi l-am curățat în ureche și l-am curățat cu bețișoare și am apăsat pe acolo. Păi am apăsat conductul și pavilionul. Este normal să-l doară pe copil urechea după ce îl speli pe cap, de exemplu, traumatizat. Apeși mult prea dur pe un cartilagiu foarte finuț într-un orificiu foarte mic și tu, părintele, traumatizezi urechea bebelușului. Bebelușul nu are nicio boală. De fapt, tu ai exagerat. Și atunci eu sunt în măsură, doctorul, sunt în măsură să-i spun părintelui, nu e nevoie să traumatizezi, nu e nevoie să atingi lobul urechii după baie. Urechea se curăță singură. Se lasă când pui fănul pe cap și usuci părul, se usucă și tegumentul pavilionului și nu mai trebuie să mai exagerezi tu și nu mai trebuie să mai traumatizezi conductul. Astfel se întâmplă cu orice boală și cu orice simptom pe care poate să-l aibă un om. De exemplu, vin foarte mulți oameni cu dureri de cap. De multe ori pe sfera orele nu au nici sinuzită, nici rinită, nici nasul înfundat și îi trimit la neurologie. Și neurologul le găsește patologie. Deci asta contează foarte mult examenul clinic. Nu doar să citești. Informațiile de pe internet sunt utile, într-adevăr, să te ghideze, mai ales să te ghideze la ce specialist să te duci. Că am o durere de vreun organ, văd articole și uite, mă duc la medicul specialist orel sau la medicul neurolog sau la medicul gastroenterolog. Deci asta în principiu. Din punctul de vedere al structurii am multe articole la care chiar așa procedez, adică îmi formez eu deja în funcție de niște surse bine verificate materialul și îl completez cu recomandări, sfaturi din partea unui specialist. Cam așa funcționez de multe ori. Și așa ar trebui să fie, pentru că nișa asta de parenting din online e cam riscantă, pentru că multă lume vorbește doar din experiență personală și n-ar trebui să însușim această altă experiență personală pe familia noastră. Deci, evenimentele pe care voi le organizați, putem să spunem, putem afirma că nu sunt benefice doar părinților, ci și medicilor. Iată, pentru că le puneți la dispoziție un cadru în care se pot adresa
unui număr mai mare de oameni. Faceți educație parentală? Bună întrebare. Eu mi-aș dori să cred că da și sper că facem lucrul acesta pentru că chiar este nevoie, că există chiar în prezent, am descoperit întâmplător, Ministerul Educației chiar a propus într-o strategie care se află în dezbatere publică până pe 10 iulie, un proiect în acest sens. Deci educația parentală reprezintă un subiect de interes la nivel național, nu doar la nivelul nostru, grupul mic de părinți care suntem. Pentru că există multe deficiențe, în sensul că UNICEF a fost organizația care a avut propunerea aceasta de a fi introdus conceptul de educație parentală la nivelul sistemului de educație. Și sunt foarte multe probleme pe care le semnalizează ei, pe lângă rata mortalității infantile, sărăcia, pe locul 5 se află și slaba informare a părinților privind creșterea și îngrijirea copiilor. Deci, momentul acesta, în 2019, vorbim de o slabă informare a părinților? Se pare că da. Și nu o spun eu, o spun autoritățile în domeniu. Ei își doresc prin aceste activități de educație parentală să conștientizeze părinții cât de important e rolul pe care îl au în dezvoltarea copilului, pentru ca apoi să-și îmbunătățească sau să-și modifice unele cunoștințe, atitudini, înțelegeri, viziuni și practici de îngrijire și educație în conformitate cu recomandările psihopedagogiei moderne. Cred că există, din păcate, în continuare multe probleme vis-a-vis de abuzuri, neglijențe. Știi, cred că ești la curent cu legea anti-bullying, care, chiar dacă suntem în 2019, reprezintă în continuare o problemă de nivel național și e bine că se fac lucruri în sensul ăsta. Deci e nevoie de cât mai multe informații din surse cât mai credibile. Ce părere aveți despre acest proiect al Ministerului? Am o părere foarte bună. Într-adevăr, oamenii nu știu să se îngrijească nici pe ei, nici pe copii. Apropo, eu nu sunt pediatru, sunt orelist, dar tot pot să-i învăț pe pacienți, pe oameni să nu mai facă atâtea boli, cel puțin în sfera orele, pur și simplu explicându-le igiena nazală. De exemplu, faptul că eu le explic oamenilor și părinților și copiilor să-și curețe nasul zilnic este un fel de parenting. Îi învăț să se îngrijească și datorită acestei îngrijiri pot să nu mai faci atâtea patologii pe sfera orele, atâtea rinite și atâtea otite. Oamenii trebuie să afle că nasul este o cavitate în care intră un aer murdar, plin de praf, noxe, alergeni, bacterii. Toate aceste noxe și microbi intră la nivelul nasului, staționează acolo, inflamează mucoasa respiratorie, o se sensibilizează, formăm mult mai ușor răceli, se formează mult mai ușor răceli și consecutiv se formează secreții la nivelul nasului care vor coborî în spatele nasului pe gât și vor inflama și gâtul și plămânii. De aceea este foarte important, dacă am ști să spălăm nasul, să dăm la o parte toate noxe și microbii și alergenii care se adună acolo și să eliminăm secrețiile care se formează în nas, totul va fi minunat. Totul în spatele nasului va fi minunat. Nasul e poarta de intrare a aerului și dacă acest nas este murdar, aerul nu va mai intra calitativ cum trebuie și mucoasa cavității timpanice, mucoasa urechii medii, mucoasa faringeană va suferi și se va inflama mult mai ușor. De aceea le explic multor părinți, copilul tău va face otite repetate că nu știi să-i sufli nasul și că nu știi să-i sufli nasul regulat. Trebuie să-i sufli nasul în fiecare zi, chiar dacă nu-l vezi, nu este răcit, nu vezi tu secrețiile în nas, mucii, cum s-ar zice, popular, ele tot sunt acolo, vor exista, se vor aduna în spatele nasului, vor inflama polipii și vor face otite. Le spun multor părinți, când veniți cu copilul de la grădiniță, spălați nasul să vedeți ce iese de acolo. Copiii mei îmi spun, dar de ce mi ies mucii ăștia negri? Ies niște secreții negre, negre datorită noxelor care sunt în București, polorii care sunt în București. Aceste noxe care se depun pe mucoasa respiratorie, pe mucoasa nasală, o deprimă imunitatea loco-regională și atunci germenii care staționează acolo se multiplică și copilul va face în permanență muci. Am mulți părinți care vin la mine, dar copilul meu de ce face în permanență secreții? Și eu le spun pentru că staționează și microbi și alergene acolo. Am devenit cu timpul din ce în ce mai alergici. Copiii în zilele noastre se nasc din ce în ce mai alergici, nu neapărat la polenurile de primăvară sau de toamnă, ci la poluare, la noxele care ne înconjoară. Și toți alergenii îi inhalăm, staționează pe mucoasa respiratorie și între ghilimele își fac de cap.
iarăși inflamează mucoasa nazală și formează secreții. De aceea, dacă noi cumva ne-am obișnuit cu ideea asta, ne-am obișnuit cu ideea de a ne spăla pe dinți regulat, chiar dacă dinții noștri sunt perfecte, să ne spălăm pe dinți cel puțin de două ori pe zi, să nu facem carii, așa și nas trebuie să ne spălăm cel puțin de două ori pe zi, să eliminăm praful, noxele, alergenii, virusii și microbii de acolo. Și vă asigur că dacă faceți această treabă regulat, copilul nu va mai face atâția muci, nu va mai respira pe guriță și va respira corect pe nas și nu va mai face aceste otite. Asta e parentingul care îl fac eu cu pacienții mei. Și asta e de la 0 luni, că mă întreabă mulți pacienți, vedeți copii, vedeți adulți, le spun, văd de la 0 luni la 100 de ani. Toți suntem un singur, același organism. Într-adevăr, diferim toți, trebuie să înțeleagă ce trebuie să înțeleagă oamenii în general, că toți diferim între noi. Și frații gemeni sunt complet diferiți. Eu am un frate geamăn. Eu toată copilăria mea am fost client fidel orele, am fost pacient fidel orele. Și m-a operat părinții mei de polip, pe fratele meu geman, nu l-a operat de polip, el n-a fost răcit. Deci eram în aceeași casă, aceeași familie, eu am fost cea slabă, el a fost cel puternic, între ghilmele. Deci există diferență foarte mare între organisme și cum reacționează la aerul de afară. Deci nu ascultăm de prieteni că copilul meu a avut așa, a pățit așa, hai să facem și noi același tratament care l-a făcut și vecinul și prietenul, că o să meargă. Nu! Contează foarte mult examenul clinic, să vezi la examenul clinic ce fel de patologie e și fiecare om poate să reacționeze altfel la același medicament. Într-adevăr, există reacții adverse la orice medicament și o căpșună, dacă o bagi în corp, la unii reacționează alergic, unii se simt foarte bine. Același lucru se întâmplă și cu medicamentele. Dacă tu ai făcut reacția alergică la un medicament, asta nu înseamnă că e general valabil pentru toată lumea. Asta e organismul tău și te ferești de acel medicament, de acel aliment, dar asta nu înseamnă că trebuie să ascultăm, apropo de răsul cu metazon. Dacă cumva unui pacient nu i-a mers bine, asta nu înseamnă că la cei 100 de pacienți din jur nu o să le meargă bine. Deci de aceea trebuie să făcut acest parenting, de aceea trebuie să explicăm atât de mult, să dăm atâtea detalii și explicații ca pacientul într-adevăr să ne înțeleagă și să ne asculte. Că sincer și eu aș fi așa, dacă mă duc în fața unui doctor și mă doare picior și îmi dă un antiinflamator și îmi dă o rețetă de 5 medicamente, zic, dar de ce să le iau și plec? De ce să le iau? Dacă mi-ar explica frumos de ce îmi dă fiecare medicament, atunci le iau pe toate. De exemplu, în organismul nostru sunt multiple mecanisme de formare a aceleași patologii. Răceala. Sunt 5 mecanisme de formare a răcelii. Tu, într-un tratament complet de remitere a unei răceli, trebuie să dai 5 feluri de medicamente. Nu doar unul, 5. Trebuie să dai, de exemplu, dacă se vezi clar o suprainfecție bacteriană acolo, trebuie să dai un antibiotic, trebuie să dai un antialergic, un antihistaminic să reduci inflamația mucoasei și secrețiilor, trebuie să dai un mucolitic, să fluidifici secrețiile la început, care aceste secreții, după 2-3 zile de răceală, se îngroașă, se adună pe mucoasă și fac otită. Trebuie să dai un decongestionant nazal, trebuie să dai acest spray cu apă de mare. Deci din start se formează, pe lângă că mai trebuie să mai dai câteodată aerosol, tot așa pentru a decongestiona și mai mult nasul. Deci trebuie să dai un tratament mai complex. Pacientului îi separ multe medicamente, dar tu, dacă știi să-i explici ce trebuie și de ce trebuie fiecare, el va fi fericit, te va asculta, va lua tratamentul și totul va fi minunat. Doamna doctor, Irina spunea că vede pacienți de la 0 la 100 de ani. Totuși, tematicile care se abordează în evenimentele de parenting sunt adresate gravidelor, bebelușilor și copiilor micuți. De ce? Ce facem cu cei mai mari? Adică după 5-6 ani, gata, se cresc singuri? Bună întrebare. De aici începe, de la ei începe parenting-ul. Eu când ajung la vârsta aia, probabil că știu ce trebuie făcut. Știu, gata, nu? La noi, din ce am observat vis-a-vis de participanții la seminariile noastre, într-adevăr, cred că cea mai mare vârstă a participanților, să zic așa, este undeva până în ciclu gimnazial. Dar, într-adevăr, există o problemă și vis-a-vis de preadolescenți și adolescenți. Nu știu, poate în anii următori o să luăm în considerare și seminarii destinate acestei categorii de vârstă. Mai ales că, din experiența personală, te îndrepți către vârsta aceea, da, de preadolescență-adolescență. Mama unui preadolescent, în vârstă de 12 ani. Am senzația cumva că generația actuală este mult mai precoce decât eram noi. Eu cel puțin la 12 ani aveam absolut nicio legătură cu adolescența, la el e cu tot o altă treabă. Eu observ cam de acum, de pe la 8, nu știu, mi s-a zis că poate exagerez, deși nu cred. De exemplu, eu am fost invitată la clasa, într-o clasă, clasa 9-a, unei paciente de-a mea,
fată în clasa 9, am fost invitată la oră la ea, la școală, avea școala altfel, și diriginta le-a zis dacă aveți un medic să-l invitați să ne vorbească. Și am fost și eu invitată. Le-am captat atenția vreo oră și jumătate și le-am explicat de orele de anatomie, de ce se întâmplă cu urechile, cu deviațiile, cu nasul, și au fost fascinați. Adică, într-adevăr, uite, de exemplu, poți să vii tu ca medic, să fii deschis și să te duci la, că se face școala altfel de două ori pe săptămână, de două ori pe an în timpul școlii. Poți să te duci la astfel de evenimente, școala altfel, și te duci și le explici, uite, adolescenților, și într-adevăr au rămas șocați, uite, eu nu știam asta, uite, acum încolo să facem așa, uite, nu știam această informație. Într-adevăr, dar de obicei oamenii sunt, ei de-aia încep să învețe părinții cum să-și trateze bebelușii, cum să îngrijească pe bebelușii, când o să ajungă copilul la vârsta de 10 ani, el deja o să știe ce trebuie să facă, cum să sufle nasul, să nu se spele prea exagerat în ureche, să nu facă anumite idei. Deci cred că de aceea ei fac sesiunea asta de parenting pentru copii mai mici, că vor fi învățat. O să fie pregătit, clar. O să fie pregătit, trebuie clar. Trebuie să fac și o precizare pentru părinții care nu au cu cine să lase copiii și își doresc să vină însoțiți de ei la seminarii. Avem și asigurăm practic și un loc de joacă unde cei mici pot să stea, să se distreze, coloreze cu niște animatori. Deci pot să vină fără probleme însoțiți și de copii. Știu că sunt părinți care se plâng că nu vin la astfel de evenimente tocmai nu au cu cine să lase copilul. Sau e în weekend și zic că fix atunci e momentul de stat în familie și ce facem atunci, ne despărțim de copil. Eu trebuie să-ți recunosc sincer că mi se pare așa un fel de ironia sorții, că în primii 5 ani ai băiețelului meu, poate chiar mai mult, eram participantă activă la toate evenimentele, seminariile, cumpăram lunar toate revistele de parenting, deci cred că eram cea mai informată mamă posibil. Și acum cumva viața a aliniat lucrurile în așa fel încât am ajuns să mă ocup eu de treaba asta și sunt foarte bucuroasă și mândră că pot să fac treaba asta, să ajut la rândul meu alți părinți să învețe niște lucruri. Să dai mai departe. Da, de da. Exemplu, și eu povestesc cu oamenilor, pacienților, rețetele mele, spun și din experiența mea ca mamă, nu experiența clinică ca medic, le spun de multe ori când sunt circumspect la ce le povestesc, ce trebuie să fac, le spun, eu așa am procedat cu copiii mei și trebuie să mă credeți. Copiii mei n-au făcut o tită, că între ghilimele am exagerat cu suflatul nasului, i-am pus să sufle nasul de fiecare dată când a fost nevoie. Există exagerat de suflat nasul? Batista bebelușului, instrumentele acestea. Deci batista bebelușului e foarte bună la bebeluși, pentru că n-ai cum să-i sufli nasul. Dacă nu scoți secrețiile din nas, copilul ăla va fi bolnav. Secrețiile se vor duce în spate, vor face otite, faringoamilarite. Trebuie să scoți, hai să zicem, răul de unde a venit. Deci, batista, eu sunt pro curățat nasul des și la bebelușilor n-ai cum să le sufli altfel nasul, n-ai cum să le sufli. Și atunci este, batista bebelușului este de către medici, oreliști, este agreată. Faptul că îmi spun pacienții că nasul copilului mai sângerează când le aspiră. Nu sângerează datorită aspiratului, sângerează datorită mucoasei nazale lezate de răceală, lezate de bacterii. Și noi adulții, de când avem o răceală, când avem o rinosinuzită și suflăm nasul, de multe ori suflăm nasul cu fiecele de sânge. Pur și simplu mucoasa nazală, mucoasa septului nazală e alterată de răceală în sine. Crește vascularizația și se distruge puțin mucoasa. Nu neapărat că am făcut noi, că am exagerat cumva. De exemplu, dacă e să vorbim de adulți, de multe ori vin adulți cu durere de cap și îmi zic că au nasul semi-desfundat. Dar durerea de cap poate să fie sinusală, poate să fie datorată unei sinuzite, pentru că mucii secreții au rămas blocate în sinusuri, că se formează într-o răceală, se formează secreții și în nas și în sinusuri. Și secrețiile au rămas blocate în sinusuri pentru că nu ai suflat nasul. Cu cât sufli nasul mai des, se vor elimina secrețiile din sinusuri și din start te simți mult mai liber și te simți fără durere de cap. Și așa și copiii. De multe ori copiii în răceli, părintele se plânge că nu mănâncă, este adormit, n-are chef de nimic, nu mănâncă și nu mănâncă. N-are cum să mănânce. Dacă nasul e inflamat, înfundat și cu secreții, aerul nu va ajunge la terminațiile olfactive, care sunt undeva sus la tavanul nasului, și atunci copilul nu are miros consecutiv. Dacă nu are miros, nu are gust.
și nu are cum să mănânce dacă nu are gust și miros. Și atunci copilul în răceală nu va mânca prea mult. Și are să mai plângă, mai vin părinții mei și îmi spun, eu le pun diagnosticul de otită, de răceală, de rinoadenoidită. Și mă întreabă, putem să scoatem copilul afară? Putem să-l ducem în colectivitate? Și eu le zic din start, nu. Și tu, ca adult, dacă ești răcit, ai o stare generală proastă deja. Și organismul încearcă să lupte să se refacă organismul. Cu cât stai mai în repaus și mai odihnit, organismul se reface mult mai repede. Tu dacă îl scoți pe copil afară, el se joacă, se agită și imunitatea nu luptă împotriva germenilor, ci luptă împotriva mediului de afară. Dacă îl scoți afară consecutiv și dacă nu e foarte frig, tot e praf și noxe, nasul se va inflama, se va înfunda datorită praful și noxelor de afară și se vor forma secreții în plus și nu le va trece otita niciodată. Le spun părinților în otită, mai ales în otită, care otita trece nu numai cu tratament specific, antibiotic și ce v-am povestit mai departe, ci pur și simplu prin drenajul secreților afară din nas, prin suflatul nasului regulat. Le spun, suflați nasul și de 100 de ori pe zi dacă e nevoie, să nu aibă copilul să fie tot timpul cu nasul desfundat, să nu simțiți că fornei, să nu simțiți că are secreții. Dacă îi suflați nasul regulat, otita va trece repede. Dacă îl duceți la grădiniță, nu îi va sufla nimeni, că nu au timp să le sufle nasul și otita va rămâne pe loc chiar dacă luați antibiotic. Iarăși, astea sunt idei care trebuie spuse părinților, dar trebuie într-adevăr să ai timp. Și atunci ajung la tot felul de seminarii, scriu articole pe internet în care le explic oamenilor. Adică am ajuns să scriu articole despre cum să sufle nasul pacientului și cât de bine e să sufli nasul. De exemplu, o idee apropo de suflatul nasului, suflăm nasul mult mai ușor, fluidizând secrețiile cu acele spray-uri cu apă de mare. Nu cu ser fiziologic, ci cu spray-uri cu apă de mare și vă voi explica de ce nu sunt de acord cu serul fiziologic. Nasul, dacă vrem să eliminăm secrețiile și mizerile din nas, trebuie să stăm cu capul la verticală, chiar cu nasul în jos. Nu trebuie să stăm așa culcat pe spate, cum știm noi ideea de a sta culcat pe spate. Podeaua fosse nazale e ca un topogan care se duce în spate și tot ce fabrică nasul se va aluneca în spatele nasului, se va duce pe gât, când vom înghiți secreția se vor duce în trompele eustachiu și se vor aduna în urechea medie, vom face o tită medie și înghițindu-le vom face faringoamigdalite. Din contră, dacă vrem să suflăm nasul corect, trebuie să stăm cu capul în jos ca secreția să curgă, hai să zicem, gravitațional, să iasă afară din nas, să nu intre în corpul nostru și ele se usucă foarte repede în interiorul nasului și atunci noi trebuie să le fluidizăm cu acele spray-uri cu apă de mare care sunt verticale. Dăm un puf lung și apăsăm pe nară, suflăm nasul, dăm un puf lung pe nara cealaltă, apăsăm pe nară și suflăm nasul, fiecare nară, regulat. Explic această poveste fiecărui pacient care mi intră în cabinet. Explic pacientului care vine, părintele care vine cu copilul și îmi spune, a, dar eu nu știam treaba aceasta, o să fac și eu de acum încolo. O să folosesc și eu spray-ul cu apă de mare o să vedeți că atât timp cât faceți igiena nazală zilnic și nasul părintelui va respira mult mai bine și se va simți din start așa, creierul va fi mult mai fresh, va gândi mult mai bine. Că... Și serul fiziologic nu le recomandați tocmai pentru că se pune în poziția aceasta, nu datorită compoziției. Nu datorită compoziției, pur și simplu că sunt niște fiole care te obligă să stai în poziție orizontală și când pui serul fiziologic, secrețiile se vor duce și mai în spate, cu tot cu ser, va înghiți copilul secrețiile cu serul și nu am rezolvat nimic. Și iarăși mai e ideea, de exemplu, mulți părinți știu de ideea că dau cu apă de mare, așteaptă 5 minute și după aceea aspiră. Pe alea 5 minute, apa aia de mare și secrețiile imediat. Deci noi dacă staționăm drept așa, secrețiile se vor duce imediat în spate și acolo vor rămâne. Nu, imediat după ce dăm cu apă de mare, suflăm nasul. Că se fluidifică, nu se moaie nimic. Când dai, se fluidifică imediat secrețiile și imediat scoatem secrețiile afară din nas. Eu fac treaba asta copiilor mei și copiii mei nu mi-au făcut niciodată otită. Și până la 10 ani, fetița mea n-a făcut niciodată otită, pentru că am, între ghilimele, am exagerat cu această suflat al nasului sau poate că am știut eu să fac igiena nazală corectă. Fiul meu sunt în categoria cealaltă, extrema opusă, să zic așa. Chiar mă gândeam că mi-ai pus întrebarea vis-a-vis de documentare articolelor. Cred că am vreo, nu știu, câteva care descriu și experiența personală, dar cred că ajută și genul acesta de articole. Fiul meu a avut și foarte multe viroze respiratorii și chiar am un articol cu titlul De ce răcește copilul meu atât de des? Deci... Mi-am apropiat non-stop.
Da. Da. Acum, dacă doamna doctor a început să explice anumite afecțiuni și proceduri, voi continua și o să te neglijăm un pic, pentru că avem întrebări de la telespectatori. Și apropo de suflatul nasului și de spălatul cu apă de mare, voiam să vă întreb lavajul nazal. De când se face? Că se recomandă la bebeluș, dar înțeleg că sinusurile nu sunt formate. Și... Dar nu, lavajul nazal e pentru nas, nu e pentru sinusul. Nu are cum să ajungă în sinusul. Sinusurile sunt niște... Nu. E prost citat, prost scris. E bine să explicăm asta. Ca prospect. Nu, sinusurile sunt niște cavități osoase situate în lateralul nasului cu niște orificii de drenaj, de intrare lui foarte micuțe pe pretul lateral al nasului. Și aici? Și la aici? Da, nu, cam greu să intre pe acolo. Pentru că când îl faci, se duce pe podeaua nazală. Nu ajunge în sus. Tot pe podeaua nazală ajunge. Imaginați-vă că nasul nostru e ca o casă și are podeaua pe unde curg toate picăturile astea, tot spray-ul cu apă de mare și lavajul nazal, și sus sunt celulele etmoidale care imediat se scurg secrețiile de acolo. Și lavajul nazal la copii se duce pe podeaua fosei nazale, se lovește de polipi care sunt în spatele nasului și ar încerca să curețe, să scoată afară secreția. E un jet mai mare de apă. Dar tu, dacă stai în poziția asta, împingi foarte repede apa aia din sticluță în spate, în urechi. Și adulților li se pare greu să facă acest lavaj, pentru că îl faci tot în poziția asta de drept și se duce dintr-un ară în alta, dar în momentul ăla în care ajunge spatele nasului, inevitabil înghiți și poate să ajungă foarte ușor în ureche, să se deschidă trompa și să ajungă acea apă în ureche și să inflameze urechea. Nu prea sunt de acord. Dacă știi să faci cu spray-ul acela cu apă de mare, știi să stai în poziția asta, să dai chiar un gel mai mare, poți să dai de mai multe ori, să dai de mai multe pufuri de apă de mare, să se fluidifice secrețiile și chiar să dai de mai multe ori. Le spun părinților, nu suflați doar o dată nasul, suflați, la mine când vin în cabinet, le suflu eu nasul copilor ca să văd în spatele secreților ce se întâmplă. Le suflu nasul și de 10 ori una după alta și părintele spune, ia uite de câte ori trebuie să suflăm nasul. Da, sufli nasul cu apa aia de mare și chiar ies secrețiile până în momentul în care când inspir e liber, e uscat, nu se mai simte nimic. Deci mai degrabă prefer această toaletă cu spray-ul cu apă de mare și nu exagerăm, niciodată nu exagerăm. Când e vorba de sufla nasul și noi ca adulți, când avem o răceală, simțim și se formează până își face efectul tratamentului unei răceli, se vor tot forma non-stop secreții în nasă, pe care alea trebuie să le elimini imediat în afară, că altfel se vor duce în spate și vor inflama toată mucoasa respiratorie în spate și vom ajunge, uite, și la bronșite și la pneumonii. Ideea asta că dacă, de exemplu, dacă mi-a venit acum în cap o idee a oamenilor, că de cită pe net că dacă scoți amigdalele faci pneumonii mai des. Nu. E falsă, e un mit fals. Am întâlnit foarte frecvent ideea asta. Nu, din contră, dacă nu sufli nasul și se scurg tot timpul în permanență secreția asta care tot timpul sunt suprainfectate, bacterian sau viral, se vor scurge în spate, pe gât, se vor duce în trahee, în bronhii și în plămâni și puteți face bronșolite și bronhopneumonii mult mai ușor prin drenajul ăsta posterior secreților, nu prin lipsa amigdalelor. Mi-au scris și mămici cu copii de grădiniță care zic că își duc copiii la grădiniță și dacă au puțin mucișori, că nu poate să-i țină toată ziua acasă, că copilul are tot timpul. Da. Păi secreții. Da. Puțin mucișor, hai că mai merge. Eu n-am vorbit mai devreme de puțin mucișor, am vorbit de o tită medie, o tită deja constituită sau de un sindrom febril. Deci puțin mucișor, da, într-adevăr, asta e ideea, că se formează. Sunt disperați părinții din zilele noastre că copilul are tot timpul în permanență muci. Este o reacție și adultul are. La fel, am o grămadă de adulți care au această patologie cu această, noi spunem medical, rinoree posterioară, că acest muci care se formează în nas, care se scurg în gât și îi simțim în gât. Este o reacție inflamator alergică a mucoasei respiratorii datorită prafului și noxilor de afară. Dacă ne-am mutat undeva în vârful muntelui, n-ar mai face copilul atâția muci. Dar, din păcate, de exemplu, în București e foarte poluat și va forma muci pur și simplu pe fond de praful de afară, de noxele de afară și de multitudinea de alergeni care sunt. Și s-a constatat, de exemplu, că suntem foarte alergici și alimentar. Puteți să avem alergii alimentare care să dea o sensibilitate pe mucoasa respiratorie, să facem secreții în nas acești muci pe fond că suntem alergici la lactoză, la gluten, la carne, la tot felul de alimente. Deci trebuie neapărat, când vezi un copil că nu cărăcește, că are muci în permanență și muci seroși, transparenți, trebuie văzut și un alergolog. Trebuie discutat și cu un alergolog, trebuie făcute niște teste alergice să vezi dacă găsești cumva vreun alergen și cumva să încerci să-l reduci, să-l scoți din de pe lângă copil. Noi, mă, numai, na, dacă ați fi în sănătoare, trebuie să stăm așa, într-o bulă, pur și simplu, da? Nu se poate. Ce facem cu exudatele care ies cu portaj de anumiți streptococi, să zicem?
streptococ și stafilococ, avem peste tot, pe noi, pe tegumen și pe mucoasă respiratorie, avem bacterii o grămadă. Streptococ, stafilococ, hemofilus, streptococ cu pneumonie, streptococ cu beta hemolitic. Îi avem cum e, de exemplu, e mușchiu pentru copac. Îi avem conviețuind cu ei și ne echilibrăm, încercând tot timpul, noi încercăm să dăm la o parte, să mai omorâm aceste bacterii. Și când suntem sănătoși, când și copilul și adultul este în echilibru, nu stă în frig, de exemplu, mucoasa respiratorie are imunitate loco-regională și dă la o parte acea bacterie. Când mai dăm la un moment dat cu bățul acela de exudat în interiorul nostru sau în gât și vedem că există acest portaj, că există această una dintre bacterii, ne ducem imediat la medicul specialist să vadă el dacă a dat simptome. Deci noi putem să avem aceste bacterii fără simptome și atunci lăsăm în pace că organismul nostru, sunt, hai să zicem, 2-3 bacterii, le dă la o parte, imunitatea noastră luptă și în 3 zile dispar acele bacterii. Nu tratăm, nu dăm antibiotic. Nu tratăm. Dacă examenul clinic, orelii sau pediatru a văzut mucoasa integră, o mucoasă palidă, rozalie, o mucoasă normală, nu are rost să tratezi. Noi toți conviețuim cu aceste bacterii, toți suntem purtători de bacterii și de ciuperci. Dăm de la unul la altul, dar le preluăm și se multiplică dacă organismul este sensibilizat. Dacă stăm în frig, de exemplu, dacă stăm în aer condiționat, ne bate vântul sau stăm în frig, mucoasa nazală și mucoasa respiratorie se va dezechilibra, nu va mai putea lupta cu bacteriile acestea și ele imediat se vor multiplica și vor forma acea infecție. Și ce facem când e pozitiv? Îl ținem acasă? E contagios? Nu, dacă nu are semne clinice, nu este contagios. Mai putem să-l ducem la grădiniță mai departe și în 3-4 zile reluăm, refacem exudatul. Și eu, ca medic orelist, care am văzut o multitudine de copii și adulți, dacă pacientul nu are semne clinice, eu îl trimit la plimbare, între ghilimele, îl trimit la serviciu sau în colectivitate fără nicio problemă. Nu este contagios dacă nu are semne clinice. Semne clinice și sindrom febril și tuse și semne de răceală. Dar pentru imunitate, nu vă cer părinții ceva? Dați-ne ceva să nu mai răcească copilul? Îmi cer și le spun că nu există așa ceva. Nu există un medicament miraculos. Cum nu există? Păi sunt atâtea. Fac și reclamă. Cum nu există un medicament pentru ca pe elixirul tinereții, mulți oameni bătrâni vor să întinerească și nu există așa ceva, nu există nici pentru imunitate, să ne crească imunitatea. Într-adevăr, singura prevenție să ne crească imunitatea, eu, ca medic specialist ORL, este acel curățat al nasului, că dacă facem igiena nazală zilnică, vom elimina imediat toți germenii care vor să intre în organismul nostru și echilibrul tegumentar, echilibrul corpului să stea la căldură, să nu stea în frig. În interiorul corpului nostru este foarte cald, sunt 36,5 grade și trebuie să vă imaginați că corpul nostru îi place căldura, nu îi place frigul. Noi faptul că trebuie să stăm în aer condiționat la 15 grade este inuman pentru noi. Exagerăm noi. Așa poate mental ni se pare nouă că este bine, dar corpul nostru nu-i face bine. Nu-i face bine tegumentului, nu-i face bine mucoasei respiratorii. Se va inflama imediat și apar tot felul de dureri. De multe ori îmi vine pacientul că mă doare urechea stângă. Din când în când mă doare urechea stângă și zic, ai un geam deschis pe partea aceea? A, da, am un geam deschis. Păi pe acolo bate un aer rece care imediat sensibilizează timpanul. De multe ori acele dureri apar pur și simplu pe frig. În principiu, noi nu trebuie să stăm în frig, trebuie să stăm echilibrați. Și mai e de imunitate scăzută, mai ales la adulți, de multe ori, în ultimul timp, suntem foarte obosiți. Facem multe joburi, uite cum are Irina, 5 joburi, și nu mai dormim, ne stresăm foarte tare. Lipsa asta de odihnă și de stres ne sensibilizează organismul și ne scade imunitatea și răcim mult mai des. Noi, ca să nu răcim, trebuie să avem, din punctul meu de vedere, ca orelist, trebuie să avem nasul foarte bine curățat și desfundat, trebuie să stăm cât mai la căldură și trebuie să fim odihniți și zen și cu mintea cât mai zen și cât mai să gândim cât mai natural, cât mai bine. Și apropo de imunitate, îi mai trimit pe pacienții mei și copii și adulți la sport. Sportul face foarte bine, iarăși e o metodă foarte bună de imunizare a organismului și de prevenție a răcelilor. Sportul pune sângele în mișcare și duce toți mediatorii, când e nevoie să lupte organismul, sângele nu stagnează, are tendința să stagneze, să se îngroașe și când facem sport, sângele este mult mai fluent și va duce mediatorii antiinflamatori peste tot unde este nevoie și mental te face să te simți mai bine. Dacă tu mental ești bine și gândești optimist, totul se va rezolva și boala se va rezolva mult mai repede. Orice boală, oricât de grav ar fi, în timp ce tu ești optimist, se descarcă anumiți hormoni, serotonină, endorfine, care ajută celulele bolnave să fie
să se însănătoșească, hai să zicem. Irina, acum pe final de emisiune mă întorc la tine pentru că știu că tu și ai legătura cu părinții participanți și mămicile îți spun de ce aleg să vină la aceste evenimente de parenting și știu că ai și cules o mărturie foarte drăguță. Am cules, dar din păcate nu aparține participanților noștri. Am găsit-o pe un blog, dar mi s-a părut foarte interesant așa cum povestește. O să extrag câteva pasaje, că nu cred că mai avem mult timp. Spune așa, seminarele de parenting nu sunt pentru a te învăța cum să-ți crești copilul, asta știe fiecare, ele sunt pentru că părinții au nevoie și ei de un loc în care să fie înțeleși, au nevoie de un loc în care să fie susținuți și în care cearcănele de la ochi să nu fie criticate, ci apreciate. Seminarele de parenting sunt pentru a-ți găsi răspunsul la acele ofuri doar de tine știute. Sunt pentru a te relaxa și pentru a înțelege că ceea ce simți tu ca mamă sau tată e mai important decât orice ar spune vreo carte. Sunt pentru a te liniști și în acele momente în care copilul tău face o banală alergie și tu ai impresia că se termină lumea. Seminarele de parenting sunt pentru a-ți aminti că ești un părinte erou și ar trebui să te apreciezi mai mult pentru tot ceea ce faci. Cred că concretizează cumva ceea ce își dorește fiecare părinte care participă la un astfel de seminar. Mi s-a părut foarte drăguț, aparține Bianca Ionel. Dar chiar îmi doresc să cred că eu cel puțin din experiența mea de fost participant la seminarii știu că nu mă duceam doar pentru informații și pentru că genul acesta de seminarii îți oferă, oferă părinților un loc în care să se simtă ca acasă, ca să zic așa, pentru că cu nopțile nedormite, cu grijile pe care le aduce statutul de părinte, de multe ori nu mai ai timp nici să te gândești la tine și e un prilej de relaxare și de relaționare, să zic așa. Mulțumesc foarte mult, doamnelor! Doamna doctor Ana Maria Apostol, Irina Olteanu, mulțumesc foarte mult, așadar să ne spălăm pe zi, și pe dinți, dar și pe nas în fiecare zi. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția.